moartea Lidiei Bejenaru a căzut ca un trăsnet peste Nicolae Botgros. Deși au trecut aproape 7 luni de când soția acestuia s-a stins pe patul de spital, maestrul nu își poate reveni nici acum din șoc. Deși încearcă să fie puternic în fața publicului când urcă pe scenă, Nicolae Botgros a dezvăluit că încă simte o durere apăsătoare atunci când se gândește că cea care i-a fost soție aproape 5 decenii nu mai este printre noi. Marele dirijor a mărturisit că singurul moment în care simte puțină liniște este când merge la mormântul Lidiei Bejenaru, căci atunci se simte cel mai aproape de ea, a fost greu. Toate zilele sunt foarte grele. Atunci când mă duc la cimitir stau de vorbă cu ea și îmi vine mai ușor. În rest, vreau să vă spun, chiar și acum, suntem la o depărtare. Tot timpul o voi avea alături și va fi cu mine mereu în suflet. Mie nu-mi vine greu numai acasă, mie îmi vine greu peste tot unde mă duc. Peste tot am fost cu soția împreună și aceste amintiri mă apasă, a povestit Nicolae Botgros, în emisiunea lui Cristi Brancu. Întrebat dacă există posibilitatea ca în viitor să-și refacă viața, Nicolae Botgros a declarat că nu crede că se va mai întâmpla acest lucru vreodată, reporter. Credeți că la un moment dat o să treceți peste acest moment greu și o să vă refaceți viața? Nicolae Botgros, nu cred. Niciodată. Această durere, această pierdere este imensă, prea mare este, ca să vorbim despre așa ceva. Cu toate că se vorbește că timpul va vindeca. Nu cred. Eu văd, cu cât trece timpul mai mult, mai greu mi se face, a dezvăluit dirijorul, în cadrul emisiunii amintite.